Am venit astăzi la Dumbrăvița, alături de domnul primar Horia Bugarin, de administratorul public al județului Marian Vasile, de constructor, de domnul viceprimar, să dăm startul și la tronsonul 1 al lucrării de modernizare a drumului județean 691, la 4 benzi, extinderea acestui drum la 4 benzi, prin localitatea Dumbrăvița, și iată, aici este un trafic infernal pe care dorim să-l fluidizăm și să rezolvăm această problemă cu care se confruntă atât locuitorii din comuna periurbană, cât și cei din municipiul reședință de județ. E un proiect cu finanțare europeană, un proiect de anvergură, de mai multe zeci de milioane de lei, care face parte din proiectul de a realiza un acces mult mai facil la autostrada A1 și de a decongestiona traficul și a reduce poluarea în localitatea Dumbrăvița și la ieșirea din municipiul Timișoara pe calea Lipovei. De aceea rog constructorul să facem această lucrare cât mai rapid, toate autoritățile implicate să rezolve toate problemele care sunt inerente oricărui proiect și care pot apărea la execuție, astfel încât să facem din acest proiect un proiect de succes care să fie de folos oamenilor, locuitorilor comunei Dumbrăvița și cei ai județului care vor fi deserviți de această investiție. Proiectul a avut sincope în trecut, s-a împotmolit de mai multe ori, la fel ca în multe alte proiecte din țara noastră, ne-am lovit de birocrație excesivă, de lipsă de acțiune, de inactivitate, dar dorim să trecem peste toate aceste defecte, deprinderi negative și să avem un proiect de succes care să deservească cetățenii noștri. Acum l-aș ruga pe domnul constructor să ne spună câteva cuvinte despre partea tehnică a acestei investiții. Vă rog să veniți mai aproape. Bună ziua, din partea Tehnocer, constructorul acestei investiții. Prin lărgirea la 4 benzi a acestui drum, încercăm să fluidizăm traficul, să deblocăm toată nebunia asta care există acum, precum și a reduce poluarea masivă. Tehnic vorbind, noi ne vom apuca de lărgirea lui, făcând câte o bandă suplimentară pe fiecare sens. Acest lucru se va concretiza începând imediat după reluarea, să zicem așa, a acestor lucrări. Primul pas care îl facem va fi dezafectarea, să zicem așa, a liniei contact și a stâlpilor existenți, după care trecem efectiv la treabă să începem săpăturile. Investiția care se derulează, obiectul 1 până la centură și obiectul 2 de la centură până la autostradă, este în valoare de 51 de milioane plus TVA, lei, așa. Cum a spus și domnul președinte, banii veniți prin fonduri europene și sperăm ca prin investiția făcută să realizăm ce ne-am propus. Eu aș vrea să spun că aș vrea să gândim în afara cutiei și proiectantul și constructorul să găsim cele mai bune soluții astfel încât acest proiect să fie un proiect cu adevărat de succes. Așa să ne ajute Dumnezeu și cei care sunt implicați.